Prieteni dragi, sunt Stelian Furga, am venit în fața dumneavoastră cu tratamentul Stelian Furga. Aceste produse sunt aprobate de Ministerul Sănătății, uitați toate aurul. Au fișe de notificare, adică aviz de notificare, toate 6 produse ale mele. Și acestea sunt înscrise și la brevet de invenție la OSIM. Aceste produse toate care le-am eu. Aceasta este cartea cu alimentația celor 4 grupe sanguine. Și acum să vă spun fiecare produs în parte ce face și despre ce este vorba. De fapt, toate bolile pe această planetă sunt de la mâncare. Cum am zis eu, că orice tratament la turist sau alopat trebuie să înceapă cu acest produs de dezintoxicare, care nu-l are nimeni decât Stelian Furga. Pentru că nu se elimină. Sunt pacienți care spune, domnul Furga, ați dat cuvântul meu de onoare, dopuri nu fac, nu merg afară cu scaunul decât la 7, 8, 10, 20 de zile, mi-a spus, și 15 zile, mi-a spus. Și de acolo sunt toate bolile și toate necazurile vin de la, și de la o alimentație necorespunzătoare și stomica nu bea apă. Domnul meu, prieten drag, îi spun, matale, după ce faci cura de dezintox, care te bea alimenta corect după cartea mea, ceea ce spune aici și spune că da. De fapt, ce înseamnă cura de dezintoxicare? Acest produs, uitați, scrie pe fiecare produs ce conține. Acest produs, acest cu ăsta, se face într-o singură seară și o să vedeți rezultatul, pentru că am spus la toate emisiunile, ei pastile, ei medicamente, nu mă interesează ce e, dar nu se cunoaște cu tratamentul meu, se cunoaște în prima zi despre ce este vorba. Adică rezultatul trebuie ca să vadă omul din prima zi. Și atunci vede și prinde încredere în tratamentul meu și continuă. Prieteni dragi, nimeni pe această planetă nu deține adevărul absolut. Dar trebuie să înțelegeți că toate bolile care sunt pe această planetă sunt oameni care tratează efectul. Eu tratez cauza. Pentru că degeaba tai un pom de la suprafață, că trebuie să scoți rădăcina. Eu spun la pacienții mei care fac tratamentul ăla de 3-4 luni să facă analizele când vin la mine, să lasă și mie un set de analize și după 2-3 luni sau cât stabilim noi că este tratamentul, trebuie să vină să facă analizele și să vină la mine și să le comparăm cu ce a fost cu câteva 2-3 luni în urmă și cu ce este acum. Și problema, și din cauza asta am așa succesul dezdrobitor, pentru că la mine se vine cu rezultat, adică se vii cu documente. Așa, să-ți dau o cură de dezintoxicare, să mergi acasă și mă simt bine și plec, nu. La mine toți pacienții care vin, vin de la medici pentru că nu s-a putut face ceva din punctul de vedere medical și atunci hai să încercăm și la domnul Stelian Furga. Nu există nimeni pe această planetă să deține adevărul absolut, dar eu vă spun cu încredere că imediat după tratamentul meu de dezintoxicare, când vezi că rezultatele din prima zi, atâta curaj și încredere îți dă de eventual spui și la prieteni, și la vecini, și în familie vorbești. Pentru că sunt oameni cu niște necazuri extraordinare și toate necazurile vin de la o alimentație necorespunzătoare. Să vedeți a doua zi, o să aibă omul 7-10 scaune, să vezi a doua zi ce se elimină. Verde, negru, sunt oameni care au eliminat viermi. Când o să mai fac încă un teleshopping, o să aduc pacienții cu mărturisiri, ca să vadă, să vede și dumneavoastră ce se elimină. Deci toate bolile vin de la o alimentație necorespunzătoare. Nu există niciun document în lume unde spune să mănânci carne. Chiar nici în Biblie. Dar, sunt anumite grupe sanguine care metabolizează carnea. Cum e grupa sanguină 0. Cum e grupa sanguină, dar nu orice produs din carne. Cum e grupa sanguină B3. Cum e grupa sanguină AB4. Cum e grupa mea sanguină A2. Și persoanele noi din România, cam jumate din România, au grupa sanguină A2. Singurele produse care sunt recunoscute de ficat, de organismul nostru, cum am spus, că ficatul este organul suprem care metabolizează viața.
Singura produse, adică care sunt din animale, este peștele, puiul și curcanul. La noi, la grupa sanguină A2. Foarte multă lume ce, domnule, dacă ești așa de mare, de ce nu mănânci? Și cum de nu mănânci carne? Și eu spun, doamnă dragă sau domnule, ăia în Tibet spunea că mănâncă ce mănâncă bou, nu mânca pe bou. Chiar acum o jumătate de oră a fost la mine o persoană și a spus că eu i-am spus că am 35 de ani de când nu fac baie cu apă caldă deloc. Fac baie cu apă rece. Pentru că suntem singur animal după planetă care ne găsim apă ca să ne spălăm peste tot și dar asta nu-i problema. Fiecare face ce vrea cu viața lui. Domnule, ați văzut când faci baie cu apă caldă și când ești apare din baie, chiar dacă este cald în casă, îți este rece pentru că este condensul. Ia, faceți chestia asta, dați cu apă rece 30 de secunde pentru dumneavoastră să vedeți când ești afară, nu te mai interesează, pur și simplu. Și acest produs, că am uitat ca să vă spun, pentru că toate persoanele la ora actuală suferă de reumatism. Prieteni dragi, nu există pe această planetă niciun medicament din lume care vindecă persoanele de reumatism. Persoanele care vin la mine la cabinet, în primul rând, pleacă fără dureri. Nu există o persoană în lumea asta ca să vină la mine în cabinet și să plece cu dureri. Deci, eu foarte multe persoane știu că am bioenergie și în momentul în care fac de câteva secunde sau câte 2-3 minute o procedură care omul pleacă de la mine fără să mai aibă dureri. Loțiune pentru psoriazis și toate bolile de piele. Vă dau cuvântul meu de onoare, am pacienți care spun, domnule Fulga, nu mai poți să dormi noaptea, pentru că te ia noaptea, ca și prostata. Noaptea te ia. Adică te râcăi așa de tare, mi-a spus o doamnă că se râcăia cu cuțitul. Și vedeți că imediat când acest tratament, micuț așa cum e, are 120 de grame, când îți aplici pe piele, în maxim într-un sfert de oră nu te mai mănâncă pielea absolut deloc, deloc, deloc. Vine pacientul la mine și spune, domnul Fulga, nu să mă vindec. Aș da ori și cât să pot ca să stau liniștit, pentru că mă mănâncă pielea de mine ca să sar de la balcon. Deci ăsta este un tratament pentru bolile de piele. Imediat, dar prima dată se începe tratamentul cu o dezintoxicare. Și vedeți că în câteva zile omul, dar trebuie să mă sune și pe mine, orice persoană care ia acest tratament, să-i spun ce să facă restul. Pentru că maximul 4, 5, 6 zile, 7, scapă de acest nenorocit psoriazis sau orice fel de dermatită de contact sau dermatită și așa mai departe. Herpes și toate nenorocirile care pur și simplu iese pe pielea omului. Că chiar mă întreba un profesor universitar acum vreo 2 săptămâni, că de la toate bolile de piele de la ceasă. Dom'le, după știința mea, și așa consider că este necesar să vă spun că toate bolile vin din interior. Ficatul este organul suprem care metabolizează viața. Cum spunea americanii, că viața și moartea se află în intestinul gros. Ok. Mâncăm o dată de 2, de 3 ori și ieșim afară, focarul de infecție se reactivează pur și simplu, ți-o trăiește sângele. Acesta e un produs. Sunt supozitoare pentru prostată și pentru hemoroizi. Dom'le, m-am gândit asta pentru că sunt bărbat și știu că după vârsta de 50 de ani ce se întâmplă la fiecare dintre noi, aproape 93-94% suferim cu timpul de această nenorocită boală, cum se spune. Și aceste produse sunt și pentru hemoroizi. Eram student și am făcut operație de hemoroizi în Belgia. Am avut un meci de box acolo și am făcut. Domnule, vă dau cuvântul meu de onoare, nimeni nu poate ca să-ți dea seama a doua, a treia zi după ce am avut scaun. Cea mai mare durere, zicea o doamnă medic de acolo, o doamnă care era medic, spunea, domnule, și eu am avut operație, nici la naștere n-am avut durere în ea. Deci eu n-aș face operație de hemoroizi încă o dată și am spus și la copiii mei și la toate persoanele care am întâlnit, nu există pe lumea aceasta când merge la a doua, a treia zi la toaletă să
că se rupe, se, până când se formează locul ăla este groază. Și când am ajuns în Tibet, prima problemă asta m-a zis, dom'le, dacă dați un produs pentru emoroizi și pentru prostată, și uitați, ei mi-a dat acest tratament care este extraordinar. Omul după câteva zile face, adică urinează foarte mult și pur și simplu nu mai urinează noaptea, pentru că sunt pacienți care, spune domnul Fruga, după ora 22 nici nu mă duc la, nici nu mă întorc de la toaletă și trebuie să mă duc înapoi. Al patrulea produs este un produs antitabac. 80% din populația Turciei fumează. 65%, 70% din, după mapamondul ăsta, fumează. În România sunt peste 6,7 milioane de fumători. Eu nu concurez cu nimeni, pentru că produsele mele nu, cum îmi zice o doamnă, e domnul Fruga, dar aveți ceva cu medice? Și am spus nu, pentru că aici la mine spune se poate continua tratamentul medicamentos. Uitați. Se poate continua tratamentul medicamentos. Pentru că nu sunt în competiție cu domnul doctor. Pentru că eu am produsele mele. Și acest produs, mâine de dimineață, în loc să pui țigara în gură, iei 50 de picături, te ții în gură așa 15-20 de secunde, după aceea înghiți. Te compoți ca un nefumător, îți face impresia că nu ai fumat niciodată. Ce se întâmplă? Se inhibă centrile vegetativi. Te compoți ca un nefumător. Nu te mai interesează, pur și simplu. Și acest produs îți ajunge o zi, jumate, două. Dar după maxim o jumătate de oră, o oră, nu mai fumezi. Deci nu te mai interesează, pur și simplu. Cu acest produs, am înțeles? Cu acest produs, matare și cu eventual unul din copii sau cu soția, te lași de fumat din prima secundă. Prieteni dragi, trebuie să înțelegeți și dumneavoastră că toată lumea știe care mă cunoaște că am avut, când am venit eu din America, anul 2000, am avut o boală urâtă și a stat o perioadă în Tibet. Aceste produse sunt cu ajutorul maestrilor mei Shaolin din Tibet. Ce conține? Acest produs conține, este cel, un arbore de Camerun care este cel mai laxativ după planeta asta. Și scrie pe sticlă, de fapt, ce conține. Asta cu ăsta este un tratament de dezintoxicare. Aici sunt vreo 7-8 ulei, ulei de sămânță de in, ulei de sămânță de struguri, ulei de sămânță, vreo 7-8 ulei sunt aici. Și care s-a face într-o singură seară. Aveți foarte multe scaune, să nu vă speriați. Pentru că toate tratamentele mele pleacă însoțite de această carte și la pagina 3 scrie modul de folosire al tratamentului. Uitați aici. Uitați aici. Aici scrie modul de folosire al tratamentului. Și asta e cartea cu cele 4 grupe sanguine. Prieteni dragi, mă întreabă o doamnă, domnul Fruga, dar cât... Și că dacă e sticlusa asta mică de antitabac, cum mă las eu cu această sticluță? Și am spus, doamnă, pe dumneavoastră vă interesează cât ține tratamentul sau rezultatul tratamentului. Și atunci a lăsat ochii jos și a spus, domnule, nu m-am exprimat bine. Și zic, dar de ce m-ai sunat? Pentru că vreau să spun că și eu și soțul meu m-a lăsat din prima zi. Și mai avem cam jumate din sticluță. Și zice o doamnă, domnule Fruga, dar dacă vreau să mai fumez, mai fumez? Și spun, păi zic, de ce să mai fumez dacă nu-ți vine? Și că se văd așa, numai dacă poți să mai fumez. Și am spus, doamnă, nu încerca, pentru că matala ai stat atât timp, cu a avut atâta suferință ca să încerci acum și ca să faci ce? Să demonstrezi cuiva? Nu. Dacă nu mai vine să mai fumezi, mai fumezi și tot organismul dumneavoastră va spune mulțumesc lui Dumnezeu că ne-am întâlnit. Foarte multă lume spune, domnul Fruga, de ce nu veniți și în Republica Moldova sau la Cernăuți sau în Moldova noastră? Uite că de data asta o să-mi deschid cabinet chiar la Rădăuți și la Suceava. Pentru orice problemă mă puteți contacta la numărul afișat pe ecran. Vă mulțumesc frumos!